Cu toții ne dorim o carieră de top, iar unora chiar le-a reușit. La Radio Links le poți afla secretele. Jurnal de leadership, cu un pas mai aproape de succes. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție Jurnal de Leadership. Fii propriul tău șef, așa sună tema noastră din această seară. Creatorul business-ului Coșul de Legume, Matei Dumitrescu, cel care a pus și bazele evenimentului Investment Ready Warm Up, eveniment ce va reuni antreprenori, inovatori și investitori cu scopul de a oferi oamenilor de business șansa de a participa la Investment Ready Academy în Viena, este alături de noi. Bună seara, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră și sper să te simți bine. Bună seara! Înainte de a afla de la tine, ascultătorii noștri, cum pot ajunge și ei la rândul lor șef, aș vrea să le spun că a apărut noul număr al revistei Cariere, vreau să-l și arăt. Sper că se vede. Acest număr are rolul de a vă învăța că imposibilul devine posibil și că nu sunt doar niște cuvinte. Asta aveți aflat chiar de la Stefan Shapiro. Și dacă o să răsfăiți revista, o să vedeți că el va veni în România într-un eveniment de mare amploare. Pentru detalii nu rămâne decât să căutați revista Cariere. Matei, vorbeam că ai pus bazele unui eveniment foarte interesant. Eu am aflat din pură întâmplare de la o prietenă. Mi-a părut foarte rău pentru că în acea zi eu predam revista și mi-ar fi plăcut să pot să prezint cât mai multe din acest eveniment, pentru că nu am reușit. M-am gândit să te invit la emisiune. Mă bucur că am făcut asta și aș vrea să ne spui mai multe amănunte despre evenimentul din 26 februarie. În primul rând, de ce ai simțit nevoia să creezi un astfel de eveniment? În primul rând, evenimentul ăsta este organizat și gândit de către Investment Ready Academy din Viena. O singură dată, anul trecut, în ianuarie, cei de la Viena au venit în România să descopere startup-uri promițătoare pe care să le ia să le ducă în pepiniera de la Viena, unde să învețe să crească, și să aibă acces la finanțare, la relația cu investitorii. Am avut atunci șansa să particip și să fiu singurul ales de către ei cu proiectul Coșul de Legume. Datorită lor am învățat foarte multe lucruri. Datorită lor se poate spune că și Coșul de Legume a atins un oarecare nivel de maturitate, o parte din succes, din notorietate sau din șansele pe care le-a avut Coșul de Legume în anul 2013, se datorează și lucrurilor pe care eu le-am învățat la Academia din Viena. Anul acesta am decis să-i ajut pe cei din Viena să organizăm în București acest warm-up pentru a descoperi și alte startup-uri, pentru a lăsa și pe alții să aibă acces la ceea ce am avut eu acces anul trecut. Cam asta ar fi motivația. Cine participă la eveniment? Ca și participanți, am lansat invitația în mai toate comunitățile antreprenoriale, cum ar fi Impact Hub București, Tech Hub, în listele asociațiilor de investitori care caută startup-uri. Și prin așa numiții referral partners, care ar putea să fie consultanți sau mentori, oameni care învață sau investesc în alte firme mici și care au un network de potențiali antreprenori tineri. Ne pot spune câte idei s-au înscris și cam din ce domenii sunt acestea? Da, domeniile pe care, în principiu, acest program merge, ar fi toate cele domenii care au o mică componentă socială, măcar. Pentru că programul este înființat de către o societate, Cale Felicity Foundation, care este o societate filantropică, oarecum, deși este condusă de niște oameni care au făcut miliarde din afaceri mainstream,
normale, dar care s-au gândit să dea înapoi societății. Alături de este Hub Incubation din Viena, care este la fel o comunitate și o inițiativă care sprijină oarecum toate businessurile care au o parte de impact social sau care fac ceva bine, transformă cumva în bine societatea, oamenii, economia, mediul. Așa că există componenta asta socială. Pe de altă parte, asta intră în nu în conflict, dar intră în aceeași arenă cu ce este cel mai de succes acum în domeniul investițiilor, partea de IT. Pe IT sunt cele mai scalabile și cele mai riscante, dar cele mai interesante business-uri până la urmă. Cum se desfășoară practic evenimentul? Va avea o parte teoretică, una practică? Evenimentul are în principiu două aspecte. Este un workshop în care startup-urile vin și își prezintă ideea după un anumit format, învață să-și structureze discursul și prezentarea ideii, ceea ce ajută și la vânzări și la întâlnirea cu investitorii și ajută și pe ei în sine să-și înțeleagă mai bine afacerea. Au întâlniri cu mentori de la firme importante de consultanță sau antreprenori de succes pe care i-am selectat să-i ajute și să-i îndrume. Și la sfârșitul programului, spre sfârșitul programului, au întâlniri cu investitorii, care investitori sunt și locali și din Austria, și discută exact ca să înțeleagă nevoile investitorului și felul în care ar putea ei să-i facă pe investitori să scoată niște bani din buzunar pentru a le finanța afacerea. Practic învață să devină credibili. Și la sfârșit există o sesiune de pitching în care fiecare în 3 minute trebuie să-și prezinte proiectul în fața unui juriu. Și proiectele câștigătoare ajung la Viena? Aceasta este al doilea aspect. Într-un fel este un workshop care este foarte bun din punct de vedere al conținutului. Pleci îmbogățit de acolo, doar pentru că l-ai parcurs. Cealaltă parte ar fi că are și un aspect de preselecție pentru Academie. Din cele 20 de startup-uri prezente, că acesta este numărul limită, conform design-ului acestui program, 2, maxim 3 vor putea participa la Academia din Viena, alături de ceilalți 2 sau 3 selectați din celelalte țări prin care warm-up-ul acestei Academii a umblat. Acestea fiind din Istanbul până în Zurich. Aș veni acum să te întreb de ce un antreprenor simte nevoia să ajute alți antreprenori. În tot acest proiect stă doar latura aceasta socială? Într-un fel, da. Dar să știi, ne simțim mai bine dacă locuim pe o stradă pe care și vecinii noștri sunt bogați decât dacă ei sunt săraci. Și câștigăm mai mult, întotdeauna. Câștigăm mai mult și dacă avem o concurență puternică. Dar suntem, sincer să fiu, suntem la un început de drum în ale antreprenoriatului și în ale startup-ului în România. Avem nevoie de mult rulaj, trebuie să ajutăm cumva să crească partea asta. Voiam să te întreb, ne poți da exemplu de câteva nume a mentorilor care vin la eveniment sau dintre investitori? Dintre mentori, pentru mentorat am vorbit cu principalele 10 companii de consultanță de business din România și una dintre ele, avem acum de ales între 2 sau 3, în funcție și de disponibilitatea și de oferta lor, și ei ne vor trimite consultanții lor. Deci nu am deocamdată nume exact de consultanți. Am nume pentru investitorii care vor fi prezenți acolo. Și Andrei Pitiș va veni în calitate de, că am văzut pe Facebook-ul vostru. Da, el va veni în calitate de investitor. Dar el va oferi feedback, va învăța oamenii prezenți ce așteaptă el în calitate de investitor. Dar tu, din experiența prin care ai trecut, ne poți spune concret cum ai reușit să convingi un investitor să-ți finanțeze ideea, mai exact coșul cu legume?
Ce a fost așa de special? Contează, cel mai mult contează ideea, cel mai mult contează că poate fi implementată, că nu necesită foarte mulți bani sau că necesită foarte mulți bani sau profitul. Ce contează? Contează multe. Este un cumul de factori. Trebuie să fie atractiv pentru un investitor. Nu poți să-i povestești că face o covrigărie și o să fie... S-au mai văzut lucruri. Trebuie să fie un pic out of the box sau măcar out of the box pe piața pe care lucrezi. Și o covrigărie ar fi foarte atractivă pentru un investitor dacă acea covrigărie ar fi deschisă într-o țară dintr-o zonă în care nu există covrigi. Dar totuși pare că populația ar mânca conform unei încercări. Trebuie să fii și competent. Să demonstrezi că știi că poți, că ai mai avut abilități. Eu unul nu am fost angajat niciodată decât de către mine însumi. Am avut ocazia să demonstrez în diverse business-uri că am o oarecare competență managerială, știu să gestionez ceva. Dar nu e dificil să fii șef fără să fi avut vreodată un șef? Cum te percep angajații? Ai putut să îți dai seama? Ești apropiat de ei? Este posibil, speculez, nu știu dacă așa este, dar speculez că oamenii care au avut multă vreme un șef, în momentul în care scapă de acel șef și trec în partea de antreprenoriat, au tendința să-i preia din comportamentul acelui șef, iar comportamentul acelui șef, generic, probabil că este un comportament agresiv de superioritate și s-ar putea chiar să preia stilul de management. Practic, un fost șef este un profesor. Este un singur model pe care l-ai avut sau o serie de modele pe care le-ai avut în cariera de angajat. Când ajungi antreprenor, eu n-am avut ce modele rele să preiau. Am fost destul de direct și pornind de jos am fost... Consider că e una tu, până la urmă, faptul că nu ai lucrat niciodată, adică că nu ai avut statutul de angajat, că de muncit, sau domnule, cred că ai făcut-o... Da, consider că este posibil să fie așa. Însă clienții sunt niște șefi mai răi de multe ori și sunt mai mulți și te bat la cap cu diverse probleme și concurente. Vreau să te întreb care e tipul de management pe care îl aplici tu în companiile pe care le conduci, însă după o scurtă pauză publicitară. Revenim! Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Am revenit, vă reamintesc că l-am alături de mine pe Matei Dumitrescu. Îl întrebam înainte de scurta pauză publicitară ce tip de management aplică în companiile pe care le conduce. Este bine cunoscut faptul că în România de cele mai multe ori se aplică managementul de tipul dai cu bățul și că acesta este considerat ca unicul care funcționează și aș vrea să știu și opinia ta. Nu sunt așa un teoretician al business-ului, n-am prea avut timp de citit teoria și mai degrabă am aplicat. Dar din câte am aplicat eu și din câte au, ar putea să spună oamenii care au lucrat cu mine, n-am crezut niciodată în pedeapsă, dar nici în recompensă. La fel cu, poate știți că un om nu reacționează foarte bine dacă îi tai din salariu, la fel nu reacționează bine dacă îi crești salariul cu 50%, nu o să muncească cu 150%. Motivația este în altă parte. Nu este în pedeapsă, nu e în recompensă. În ce stă motivația? Că sunt uimită să aflu că angajații nu reacționează bine la motivații financiare. Chiar... Angajații nu. Nu, nu. Nu este echivalent. O dublare a salariului nu echivalează cu o dublare a randamentului sau a implicării. Uh-huh. El trebuie să se simtă aproape, trebuie să se simtă bine, trebuie să conteze ceea ce face. Rezultatul muncii lui să se vadă.
Da, nu știu dacă este în teorie trecută chestia asta, dar management orientat pe rezultate există. Dacă există teoretic, atunci acela e tipul meu de management. Care poate părea câteodată un pic agresiv, poate, când îmi doresc rezultatul. Nu mă interesează munca depusă. Vreau rezultatul. Nu contează că muncește o oră din cele 8 standard existente în România, atâta timp cât îți dă rezultatul pe care tu l-ai cerut într-o ședință sau... Exact. Așa ai intuit bine, pentru că de multe ori se poate vedea invers, că nu mă interesează cât de mult ai muncit pentru un rezultat mic. Nu, foarte multă lume poate să se trezească la 12, să vină la servici la 3 și să plece la 5, dar să-și facă treaba. Asta contează. Da, cred că în momentul ăsta mulți dintre ascultătorii noștri te vor ca șef. Aș vrea să mă întorc puțin la proiectul Coșul cu legume și cred că toată lumea te întreabă despre el, ești probabil săturat. Da, e un pic pe val așa, Coșul da. Cu legume acum și... Exact, aș vrea să te întreb cum ți-a venit ideea totuși, nu-i la îndemână să mă trezesc mâine dimineață să vreau să fac un proiect. Ideea nu este creată de mine, e creată de partenerul meu de afaceri, Andrei Barbu, care a creat-o acum 4 ani. Uh-huh. Eu m-am alăturat lui în 2012. Abia. Atunci ce te-a făcut să te alături acestui proiect și să crezi în el? Să crezi Sincer, că este și o atracție legată de domeniu. Și este și o problemă care este la baza teoriei antreprenoriale. E o problemă pe piață. Nu există legume ecologice. N-ai ce să dai de mâncare sănătos la copil sau extrem de scump și de rar. Și atunci este o problemă care trebuie rezolvată. Și de multe ori antreprenorul se bagă să rezolve și să construiască singur soluția la problema existentă pe piață. Ești adeptul stilului sănătos, să spun așa? Adică... Nu știu cine e adeptul stilului nesănătos. Sunt foarte unii mulți oameni care nu dau importanță. Nu dau importanță, da. Exact. Câtă vreme ești conștient și... Asta vreau să știu, dacă aplici în viața de zi cu zi sau e doar un business până la urmă, lăsând la o parte de legumele ecologice, asta vreau să știu, dacă întreg stilul tău de viață este așa. Dorința mea este așa. Știi cum e? Că până să ajungi să-ți schimbi cu totul stilul de viață, te lovești de multe obstacole. Da, e tendința asta. Asta este de țelul. Însă întotdeauna cine nu greșește pe drum. Ești implicat într-o asociație foarte interesantă care finanțează startup-uri din zona tehnică. Mi-ai spus chiar înainte de emisiune. În principal tehnică. Da, recunosc că nu știam. Ce face? Cum reușește să finanțeze sau ce face ea pentru startup-urile din această arie? Există? Ai creat un spațiu unde vin oamenii cu idei din zona tehnică sau cum se întâmplă tot? Având în vedere că este zona tehnică, toate proiectele sau 95% dintre proiectele adresate acestei asociații Tech Angels sunt online, sunt trimise online. Da, spațiul avem era o cu ghilimele. Bază de date în care putem să vedem proiecte. Mă întrebai de Andrei Pitiș mai devreme, el este președintele asociației. Radu Georgescu, dacă ați auzit. Sigur, el este alt membru fondator. Sunt câțiva zeci de oameni de afaceri acolo care sunt dispuși să pună capital unul împreună cu altul la un loc pentru a finanța diverse startup-uri. Și nu există certuri, să spun așa, între investitori, fiind 20 de oameni, totuși, cu ba bani. Da. Ba și da. Cum? Nu, cine câștigă? Nu este pe modelul unui fond de investiții. Dacă modelul unui fond de investiții ar fi acela în care multă lume își pune banii la un loc și există un management al acelui fond de investiții care analizează firmele în care se investește sau domeniile în care urmează să se investească și decide ce face cu banii fondatorilor, celor care au pus, celor care au contribuit la înființarea fondului și le promite un randament. Aici este mult mai liber. Sunt niște oameni care se cunosc între ei și decid dacă investesc toți. Nu investesc 20, investesc 10 în ceva, 10 în altceva.
poate să fie unul singur care să creadă într-o idee și să investească singur. De cele mai multe ori se întâmplă fenomenul ăsta de sindicalizare, cum se numește, deoarece mie personal mi-e mai simplu să investesc 1000 de euro într-o afacere decât 10.000 și ceilalți 9.000 sunt veniți de la alți 9 investitori care garantează și ei că au văzut afacerea, că este bună, că e sustenabilă, că va crește. Și ne asumăm un risc mai mic, mai mulți oameni la un loc. Și astfel avem bani să investim și în alte inițiative. Mi-a anticipat cumva următoarea întrebare, pentru că sunt curioasă să aflu, nu e greu să fii implicat într-un business cu altcineva? Nu e mai ușor să fii singur tu, centrezi, dai cu capul, iei deciziile pe care le consideri a fi cele mai bune? Nu s-a întâmplat niciodată să ai discuții cu un partener și din cauza asta să aibă cumva proiectul respectiv de suferit? Întotdeauna e un risc mare. E riscul de echipă pe care îl vezi și la businessurile proprii și, ca tot vorbeam de investiții, este un risc major. Echipa este unul dintre lucrurile la care un investitor se uită. Degeaba este proiectul minunat dacă ceva scârție sau poate să scârție pe viitor la echipă. Căci până la urmă degeaba merge mașina dacă șoferul pleacă de la volan. Și n-ai avut niciodată o afacere în care să nu ai alți parteneri? Ba da. Și cum, care a mers mai bine? În echipă sau? E greu de spus, depinde de acum de la afacere la afacere. În unele a mers minunat. Mai exista și un trend ascendent, probabil, că dacă merg lucrurile rău sau înspre rău, s-ar putea să te cerți mai des. Ține de talent, de leadership, trebuie să impună cineva, să aibă cineva idee, să-și stabilească fiecare rolurile. Asta este chiar de învățat, fiecare cu rolul lui, cu atribuțiile lui. Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri că cei care vor adresa întrebări pot intra în posesia unui premiu format din revista Cariere, revista HR Manager și ghidul MBA 2013. Până una alta, îți adresez întrebarea lui Marius Constantin. Spune, dacă ai avea 5.000 de euro, ăștia ar fi toți banii tăi, ai reușit să pui un business pe picioare? Da, cum să nu? Ați auzit de Lean Startup? Putem să facem un exemplu de afacere pornită de la zero. Te rog, dacă poți în câteva propoziții să îi dai un exemplu. Primul care îmi vine azi un exemplu destul de mare, dar putem să o luăm de la ceva mai mic. Metoda asta se bazează pe identificarea unei nevoi pe piață, identificarea unor oameni care ar cumpăra un anumit produs care nu există și care sunt dispuși să dea un avans pentru ca tu, care ai soluția, chiar dacă nu ai niciun activ, nicio resursă financiară sau altfel de capital, să poți să le rezolvi dorința, într-un fel. Și vă dau un exemplu destul de tâmpit, dar de la, gândiți-vă că mie mi-a venit o idee să fac niște case extraordinare, triunghiulare, cum nu s-a mai văzut și foarte multă lume vrea casele alea. Nu am teren, nu am case, nu am constructor, nu am nimic. Dar vând atât de bine ideea și o desenez atât de bine, nu cu 5.000 de euro, cu câteva sute de euro. Sau poate și gratis. O desenez, o arăt la un grup de 100 de oameni și aceia scot din buzunar că se scoată la imobiliare poate 20% din suma care trebuie pentru casă. Și eu din 20% reușesc să construiesc primele case, încasez banii, fac și următoarele avansuri. Cam asta e o metodă. E un exemplu așa. Se aplică multe chestii. E un exemplu foarte bun, adică care ar putea să înțeleagă cum se procedează. Paul Nicolau întreabă în ce domenii merită să mai investești în ziua de astăzi, ținând cont că, deși unii spun că contextul economic începe să fie unul favorabil, se pare că încă parcurgem o criză. În ce domenii ai investi niște bani acum? În IT. În IT, pentru că se mută foarte mult până și
nu știu, orice, și revista Cariere, bănuiesc că vă activează mai mult online decât, decât offline. Da. În agricultură, nu? Agricultură, în industria alimentară, în orice ține de mâncare. Că este o nevoie, trebuie să te gândești la ce e nevoie pe piață și ce nu e nevoie. Când este criză, nu se mai folosesc lucrurile de care nu e neapărat nevoie. Altcineva ne-a scris pe e-mail și ne-a întrebat dacă toate ideile pe care le-ai avut ai reușit să le transformi în succes sau ai avut și vreun eșec despre care am ai putea listat, să... Am un Excel cu vreo 50 de idei dezvoltate. Ai putea să ne povestești. Nu le-am, nici nu cred că le mai țin minte pe toate, dar când îți vine o idee, o scrii, o faci, o creezi un model de business pe baza ei. Dar totul a mers roz în povestea ta, să zicem așa, sau a fost Eu privesc roz și falimentele. Vorba vine, nu sub formă legală. Închiderea unei inițiative care a pornit, a mers, la un moment dat a început să o ia pe trendul descendent și mi se pare o realizare să știi când să o închizi când nu începe să genereze pierdere în loc de profit. Gândești ca un american, adică că americanii în general ei spun că dacă n-ai avut trei companii pe care le-ai dus la faliment, nu poți să ai, nu te poți gândi încă la succes. Da. Da. Cine se căsătorește cu prima persoană pe care o cunoaște? Da, și ăsta e un exemplu bun. Da. Pentru cei care ocupă statutul de angajat, deși aici cred că e cam greu să le răspunzi, ce ar trebui să facă ei ca să ajungă să fie șef și să nu mai aibă șef? Bănuiesc că își doresc mult mai mulți decât cei care pot, într-adevăr, să facă chestia asta. Cred că ar trebui făcut o evaluare, nu știu dacă se poate un self-assessment, o să vorbesc cu soția mea care e psiholog pe organizațional și face evaluări de personal și ea ar putea spune pe baza unor teste clare dacă ești apt să devii antreprenor sau îți este menit să fii mai fericit ca angajat. Deci tu, nu poți să acuzi pe nimeni. Tu crezi că antreprenoriatul nu e pentru oricine? Nu, că nici statutul de angajat nu este pentru oricine. Și nu e nimic frumos în a fi angajat sau în a fi antreprenor. Ce e frumos este a fi ceea ce ți se potrivește, ceea ce trebuie să fii tu. De. Și nu e așa roz să fii antreprenor. De ce spui asta, că nu e așa de roz? Crezi că în comparație cu statutul de angajat poate avea vreun dezavantaj acela de a fi antreprenor? Vorbeam mai devreme de Viena, să vă povestesc că de acolo știu niște date. În Viena sunt foarte mulți antreprenori. Rata cea mai mare de antreprenoriat se întâlnește în rândul emigranților. Un procent mare dintre emigranți, nu știu să-l spun acum, 30% să spunem, își deschid o afacere în Viena. Pe când austriecii din Viena, în proporție de mai puțin, 5% își deschid o afacere. Este un lucru bun sau este un lucru rău? Austriecii probabil că sunt angajați în poziții bune, pe când emigranții nu prea au intrare, nu știu limba, nu au skillurile necesare pentru a fi angajați într-un sistem așa de bine pus la punct cum este cel austriac. Și atunci au portița asta de scăpare, să se facă antreprenori. Rezultatele, dacă le-ați vedea, sunt destul de proaste. Aproximativ 70% dintre antreprenorii expați din Viena câștigă pe lună mai puțin decât ajutorul de șomaj pe care îl ia un austriac rămas șomer. Deci sunt, e antreprenoria de subsistență. Și pun pariu că se întâmplă și la noi foarte sunt des. Convinsă. Nu am date. Da, dar sunt convinsă. Sunt multe firme care merg... Alina se întreabă dacă nu ți-ai dorit niciodată să ocupi o funcție, să fii CEO într-o multinațională. Dar o să aflăm răspunsul la această întrebare după o scurtă pauză publicitară. Bine.
tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Am soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. Izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul Cristalin. 021-351-4255. Izvorul Cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. Izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună. Am revenit. Îți reamintesc întrebarea. Alina vrea să afle dacă ai fi tentat să accepți un post de CEO într-o multinațională sau dacă ai fost tentat vreodată. Dacă te-ai gândit cum o fi, domne, să fiu CEO la... Da, sunt tentat. Mike. Sunt tentat de organizare, de puterea unei multinaționale. E totul mai amestecat când ai de-a face doar cu business-uri mici. Până și în coșul de legume, să povestim de el un pic, se amestecă lucrurile. Fiind la scală mică, departamentul de vânzări cu departamentul de marketing e cam tot pe acolo. Cam nu înțelegi care e diferența între strategie de comunicare și cine ține relația cu presa și cine scrie pe Facebook despre firmă. Cine face producția, cine se ocupă de transport, cine de logistică, de depozitări. Pe când, într-o multinațională, lucrurile ar trebui să fie mult mai bine puse la punct, să existe departamente clare și este o experiență pe care ar fi interesant să o... Să o trăiești. Să o trăiești, să o iei. Crezi că ai rezistat? Gândește că nu ai avut niciodată pe cineva care să-ți dea o direcție în ceea ce faci. Ba da, întotdeauna clienții îți dau o direcție în ceea ce faci și dacă nu ți asculți clienții mai bine decât îți asculți șeful, atunci nu ai succes în business. Dacă ești genul care nu știi să rezolvi niște probleme, fie pentru clienți, fie pentru șefi, înseamnă că ești categoria cea mai nasoală, care nu-i bună nici ca angajat, nici ca antreprenor. Nu știu ce poți să te faci. Trecem la o următoare întrebare. Ionuț vorbește despre trendul din ultimul timp cu managementul privat în companii de stat și te întreabă ce părere ai. Ai fi tentat să accepți un job la stat? Da. Da, nu, e produs și întors. Sunt probleme la stat pe care bănuiesc că foarte multă lume crede că ar avea cheia prin care să le rezolve. Se prea poate să existe și satisfacții mai mari la stat, pentru că ai de unde să crești, ai cum să aduci un lucru mare de la o stare proastă la o stare foarte bună. Și vorbim de lucruri mari, de companii majore care pot deveni giganți pe piața asta. Însă există așa o temere cu toți stakeholderii din partea asta a statului. Nu știi cu cine ai de-a face, nici ca angajați, nici ca oameni cu care trebuie să le dai socoteală, nici cine sunt de fapt șefii. Știi că există tot o ceață de asta informală asupra oricărui lucru ar fi la stat. Referitor la faptul că spuneai mai devreme că un angajat nu reacționează bine nici dacă îi tai din salariu, nici dacă îi pui bani în plus, în sensul că dacă îi dublezi salariul, munca lui nu va fi dublă. Cineva pune o întrebare un pic legată de acest subiect. Dacă ai fost vreodată în situația de a da pe cineva afară și cum ai făcut-o? Ești afară. Simplu? Hai, nu e simplu, dar depinde de la caz la caz. A fost mai ciudat în 2008-2009, când era criză și trebuia să reduci
Și ai fost în situația de a reduce? Da, cum să nu? Am fost chiar cu vreo doi pași înainte de criză, am redus înainte să se simtă ceva. Uh-huh. A trebuit să anticipez, pentru că altfel ar fi fost rău și pentru aia care rămâneau. Și a fost o discuție onestă. Adevărul e că se și cheltuia mult înainte de criză. Exact. Pe prostii. Și oamenii aveau niște pretenții nerealiste, la fel cum aveau pretenții și să trăiască bine din banii băncilor. Da, și nu din munca lor. Exact. Dar ți-a întâmplat să ții vreodată în companie un angajat nu atât pentru competența lui, ci pentru faptul că a știut să-ți intre pe sub piele? Te-ai simțit vreodată tras pe sfoară cu ghilimelele de rigoare? Nu cred. Nu cred. Și dacă a fost așa, înseamnă că a fost foarte bine și nu-mi dau seama. E posibil. Da, la un interviu de angajare între doi oameni apropiați, au aproape aceeași experiență, aceleași competențe, alegi unul care... Adică diferența cum o faci? Nu o faci cu cel care se pliază cel mai mult pe felul tău de a fi? Cred că toți facem asta. Da, da. Involuntar, dar... Da. Și nu cred că e rău, pentru că după aceea urmează să lucrezi cu persoana respectivă. Dacă nu există o chimie, să te simți bine, ca degeaba relație, nu? Da, să degeaba e competent. Da. O compatibilitate. Aș vrea să te întreb cum stai la capitolul work-life balance. Mai ai timp de timp liber, de familie, de hobby-uri? Ai hobby-uri? Cred că am timp, da. Cred că am destul de mult timp liber. Ai destul de mult timp liber. Asta sună wow! Da, dar n-am mai pus așa într-o situație destul de ciudată, că nu-mi dau seama acum dacă timpul liber pe care îl petrec vorbind cu niște prieteni despre antreprenoriat sau dacă răspund la telefoane în weekend sau dacă trimit mail-uri noaptea. Asta merg, să înțeleg că la tine că tot mergem... Aha, da, mie mi se pare că antreprenoriatul e hobby. Deci merg mână-mână, nu simți că muncești, e exact idealul ăla pe care ne-l dorim cu toții să ajungem, să trăim da, ca și da, cum da, nici o zi nu muncim, nicio clipă, mă rog. E foarte bine dacă se întâmplă și mă bucur că ne dai speranțe că lucrurile pot fi și altfel decât în jurul nostru. Majoritatea oamenilor se plâng, n-am timp să merg la tenis, n-am timp să... ce n-aș facă mâine, mă duc la serviciu, ce... Da. Da. Aș vrea să ne reîntoarcem puțin la proiectele tale, pentru că n-aș vrea să termin emisiunea fără să vorbim despre Hub București. Să ne povestești puțin despre acest proiect. E al tău? Nu. Nu este proiectul meu. Sunt membru fondator al Hub-ului din București. Adică am fost acolo dinainte de a se înființa în acest Hub și i-am sprijinit mereu și ei pe mine. Și... Să le povestești puțin ascultătorilor ce se întâmplă acolo pentru cei care nu știu. Da, Hub-ul este un co-working space, ceea ce înseamnă un spațiu de lucru pe birouri pus la comun. Uh-huh. Este o comunitate de peste 200 de, în general, antreprenori și este în același timp și un spațiu de evenimente. Evenimente atât interne pentru membrii acestei comunități, cât și spațiu foarte fancy și modern de închiriat în centrul capitalei pentru diverse evenimente de business. Revenim puțin la marele eveniment de pe 26 februarie. Nu le-am spus ascultătorilor noștri cum se pot înscrie la acest eveniment și care sunt condițiile minime. Trebuie să începem prin a le spune că e gratuit, practic, dar bănuiesc că trebuie să aibă o idee și unde, cum se pot înscrie. Există un site unde pot... Există un site, dar ar trebui spus pe litere, investment-ready.org. Uh-huh. Așa se pot da. Înscrie. Și condiția e pur și simplu să aibă o idee pe care eu cred genială. Sunt mulți care se înscriu, dar se evaluează toate ideile. Cine le evaluează? În primul rând o să le evaluez eu cu echipa de aici, ca să înlăturăm toate inițiativele care nu au de a face cu
scopul nostru. Și după aceea, dacă avem mai mult decât limita maximă de 20, să-i selectăm doar pe cei care sunt foarte promițători, care sunt capabili să atragă o investiție, care ar putea să genereze un venit important în cazul în care ar fi pompați cu anumite fonduri. Deci, în final, rămân doar 20, cele mai bune idei. Astea sunt dintre și care două sau trei pleacă la, două sau trei la Academia. Din cele 20 de aici pot fi alese și alte proiecte decât cele 2-3 care pleacă la Viena să fie finanțate? Bineînțeles, aici o să fie făcute publice în fața audienței de la warm-up, care este formată printre altele și de la până la 10 investitori. Dintre care majoritatea sunt investitori locali. Una este ceea ce alege Academia, pentru că Academia poate să aleagă niște startup-uri care să fie mai scalabile, să poată să aibă o componentă globală, să aibă o componentă socială, pe când investitorii prezenți pot să identifice un business care li se potrivește mănușa, care este pe experiența lor, pe ceea ce și-au dorit să facă, pe un hobby de-al lor, dintr-un domeniu pe care poate îl înțeleg. Pentru că e o chestie și personală până la urma urmei, când finanțezi ceva. Nu e doar un... Ai idee care e suma cea mai mare oferită de un investitor în Viena pentru o idee? Există fonduri de investiții. Se pot finanța și milioane de euro. Nu? Depinde de la firmă la firmă. Dar coșul cu legumene, poți spune cât a primit? Nu. E confidențial. Da. Și trebuie să fie așa. Legat-o de coșul cu legume, dar o să ne răspunzi după o scurtă pauză publicitară, am vrea să știm dacă în acest an la fel de prost pentru alții ca și anii trecuți, fiind afectat de criză, dacă coșul cu legume a reușit să fie pe profit, să aducă profit. Dar o să ne răspunzi după o scurtă pauză publicitară. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Am revenit pentru ultima parte a emisiunii cu Matei Dumitrescu, creatorul businessului Coșul cu Legume și evenimentului în care antreprenorii se pot întâlni cu investitorii din 26 februarie, Investment Ready Warm Up. Te întrebam înainte de scurta pauză publicitară dacă Coșul cu Legume este pe profit. Da, operațional este pe profit. În agricultură sunt niște investiții mai mari care se fac la un moment dat și se recuperează pe parcurs. Fiindcă ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii, aș vrea să o rog pe Alina, pe Marian și pe Ionut să trimită pe mirabela.stoica@rondcarierenline.ro datele de contact pentru a putea intra în posesia premiilor. Premii ce constă în cât un pachet format din revista Cariere, revista HR Manager și ghidul MBA 2013. Ca să concluzionăm, ce sfaturi le dai celor care vin la acest eveniment din 26 februarie ca să-și maximizeze șansele de a convinge un investitor să le finanțeze ideile? Să încerce să fie nișați, să nu își facă un restaurant cu meniu a la carte cu toate felurile de mâncare, ci să încerce să vândă o singură clătită cu un singur fel de gem unui număr de clienți și să fie cei mai buni în clătita respectivă. După aceea, de la acest prototip, cum îi zice, sau proiect pilot, poți să se extindă, să facă dulciuri și după aceea să facă și restul. Așa convingi un investitor, fiind axat pe o nișă, un produs unui grup țintă de clienți.
Și un sfat pentru cei care își doresc să vină șef, că tot e tema noastră din această seară, cei care tot râvnesc să treacă de la statutul de angajat la cel de a fi șef, pur și simplu. Întâlnesc des în e-mail-uri în care pur și simplu sunt întrebată de oameni care au studii superioare, masterate, ce pot să fac să ajung șef? E simplu așa, să angajezi pe cineva și e șef. Dacă merge, după aceea... Ca să încheiem într-o notă optimistă. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi. Te mai așteptăm. Abia aștept să vin să asist la eveniment și o să le povestesc cititorilor Cariere mai multe în revista Print. Le mulțumesc și ascultătorilor noștri și invit luna viitoare la aceeași oră 19 la Jurnal de Leadership, singura emisiune care te apropie de succes. La revedere! Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Cu toții ne dorim o carieră de top, iar unora chiar le-a reușit. La Radio Links le poți afla secretele. Jurnal de Leadership, cu un pas mai aproape de